Înțeleg? Merge pe și era jumătate de ecran acest băiat, cinste lui, și în cealaltă jumătate acest individ din stânga mea. Adică sunt oameni care vor să muncească și nu pot, că nu le-a dat Dumnezeu, din păcate, două mâini, două picioare, o vedere bună, auzi? Da, domnul Viorel. Dar voi? Vă păstrați cuvintele. Adică ce? Ia zi, Viorica, că mă dai și afară din antena 1, să mă scuze. Că ce? Eu v-am vorbit frumos. Că ce? Păi și ce? Eu te-am făcut individ și leneș, nu ești? Individ suntem toți. Hai că nu ne... Dacă ne mă contrăsc cu Viorica de la Vaslui și pe limba română, mi-au jucările și plec. Individ înseamnă om, da? Tu ești un individ și eu sunt un individ. Că tu ești leneș și eu nu sunt leneș. Asta e diferența între noi. Eu nu cred. Vii să-mi speli mașina, îți dau 50 de lei. Mi-o speli? Nu îmi trebuie mie 50 de lei, eu vă spun. Mă scuzați. Mă scuzați, pardon. Nu e nicio problemă. De două săptămâni ți-a găsit bălan în serviciu vis-a-vis și nu vrei să te duci. Nu vrei, că nu-ți place munca. Mie îmi place, doamna. Văd. Cum asta? Mie îmi place. Văd, Viorele. Păi cum? Eu mă duc. Ai muncit două luni în viața ta până la 33 de ani. Lasă alea două luni, care am fost eu acolo. Dar oare eu n-am făcut altceva? Ce ai făcut? Păi acasă și la primărie. Păi la primărie, atenție, pentru ajutor social. Că altfel nu-ți mai dădea aia 4 milioane. Acasă, doamnă... Păi lasă-mă că acasă muncim toți. Toată lumea muncește acasă. Toată lumea muncim acasă. Eu plec de la serviciu, Mirela pleacă de la serviciu. Păi dar nu e zi la țară, mai ales la țară. Dom'le, nu e zi, în fiecare zi e treaba acolo. Deci, mai ales tu unde ai animale în curte, alea trebuie totdeauna îngrijite de dimineață. Păi nu se trezea socrul meu, se ducea el și el mai dormea, au zis că mai stă. Eu mă trezeam, mă duceam, fierbeam biberoanele. Cine fastă să ține cu el? Ce făceai? Eu mă duceam, fierbeam biberoanele. Da. El încă dormea. Dar eu mai stăteam vreo jumătate de oră și după asta... Și zi, Veronica. Mai stăteai. Și când plecam mama la deal, când eu îi spunea, hai Viorele, trezește, hai și tu la vale. Păi da, dar greu tare. Deci e cam leneș, asta ne spui? Un pic, după cum stătea. În pașă nu l-a ajutat pe tare.